Pe cine ați prins în perioada începutului cu concursurile dintre soliștii actuali? Păi... Presupun că o parte din cei care erau abonați, ca și în cazul meu de altfel, s-au cam măturat. Timpul și publicul a cam măturat. Sau nu? Sau sunt Unii astăzi, mai sunt și mai sunt și astăzi astăzi. care și-au făcut mai departe ceea ce au făcut și prin festivale și au putut face și prin televiziuni. Deci au avut un abonament nelimitat. Da. Și-au mers mai departe și nu știu dacă și-au Cum făcut. plecați de aici din zonă, cu cine plecați așa? Eu, de exemplu, plecam, cum plecam, eram eu, Florin Pârlan, Alin Trocan, Georgiana Mănăilă, cam ăștia eram Eu câțiva. plecam Gabriel cu Dumitru. Petri Cămățu, cu Petri Cătriță de la Mehedinți, cam ăștia eram din Mehedinți. De aici. Din alte județe era Alexandru Dachin, Constantin Enceanu, Fiiță una ușoară, mă, Alexandru da, Dachin. Maria Loga, Nineta Popa, sunt mulți, mi-a Deci toată trebuit, generația. da, sunt foarte mulți interpreți cu care am colaborat Ce și se am început. întâmplă că cei de acasă, v-am spus, eu vreau să o discuție liberă. Dumneavoastră ați avut, cum s-ar spune, micul boom, adică v-ați făcut remarcat în rândul, în primul rând, al specialiștilor prin festivaluri și a publicului, dar na, mai puțin. Ce s-a întâmplat că s-a călcat o frână la un moment dat? Păi după ce am terminat cu festivalurile și cu toate trofeele câștigate, nu mi-a folosit la nimic. Eu fiind sărac, mi-amintesc că doamna Eugenia Florea m-a chemat să imprim în radio, dar eu nu aveam bani de drum. Și am spus că nu pot, că am probleme de sănătate și nu pot să ajung la... Deci o asemenea șansă Da. din cauza unui, acum cum s-ar spune, Da. amărât de bilet de tren sau Da. de microbuz? I-am spus doamnei că am probleme de sănătate și nu pot veni. Și am refuzat. Și cred că atunci s-a și încheiat. Teoretic, în mintea mea se așezase gândul că nu voi mai cânta. Niciodată. Asta se întâmpla prin 1993. Dar presupun că pe plan local mergeați la nunți, sau efectiv vi se luase și de astea. Nu, mergeam la nunți, dar așa ca interpret, ca Ca creat, aspirații da, înalte nu, să... se încheiasă totul. Doar mergeam și cântam la nunți și la... Pentru un ban, presupun Păi, să, da, pentru ce? Pentru... să le spun celor de acasă, ce ne urmăresc, prietenii noștri, s-a făcut vorbire despre doamna Eugenia Florea. Doamna Eugenia Florea a fost una din cele mai mari personalități ale domeniul ăsta de muzică populară, folclor, activând în Societatea Română de Radiodifuziune, coordonând zeci de ani tot ce înseamnă muzică populară în radio, Radio Da, București. așa este. Și ca să vă fac acum, că noi suntem tineri, adică eu cu voi, noi avem un public foarte, foarte tânăr și asta mă bucură, ca să înțelegeți ceva de genul cum a primit domnul Ciobanu telefon, ca și cum v-ar suna pe voi sau pe mine, Iohani, și să spună vină până la Cotroceni. Și eu Așa e, n-am bani așa e. să iau 139 dragi de la bloc să iau bilet și cam așa a fost. A doua oară, cam Mă greu. chemase și înainte cu 6 luni de zile, cu 10, dusesem 10 piese în radio să le jurizeze cei de acolo și mi-au aprobat 4. Foarte, pentru mine înseamnă o semnătate Era un enormă. spațiu enorm, Patru, enorm. 4 piese. Vreau să vă întreb o chestie. Ce mi-a plăcut, niciodată n-ați fost genul de artist și, în primul rând, ca om, să veniți cu poveștile astea. Domne, eu am cules Amalia. Nu, ați fost foarte sincer, ați creat. Da. Ați și spus că aveți frânturi vechi din sat, de la țară, ce auziți. Dar n-ați fost genul de om să spuneți, domne, eu când de la grădiniță, știți povestile. Povestile, când de la grădiniță m-am dus și am cules. Nu, eu de la grădiniță chiar am cântat, dar de cules n-am cules. Dar de cules n-ați Da, cules. niciodată. Mi-amintesc că mi-a plăcut să readuc și pe albumele mele cântece care le-am auzit eu odinioară și care nu erau transpuse pe Pe niciun disc, asta vreau să spun, mereu dar nu aplicat. m-am dus să le cer de la cineva. Deci v-au rămas un frântură de colo, de colo. Mi-au rămas în minte și le-am adus eu în actualitate. Știu că era o doină foarte frumoasă pe care o auzisem eu și nu imprimase nimeni. Eu am imprimat-o pe primul album.
Iar pe lângă aceasta, iar atunci pe primul album eu mă gândeam, ziceam, măi, eu trebuie să mă identific de unde vin, mă aude lumea cântând, o să-i placă sau nu o să-i placă, dar o să zic, păi, dar de unde e ăsta? Și atunci eu mi-amintesc că se cântau pe la festivalul de cântare a României, că-s din Mehedinți, că-s nu știu ce, cu Munții, cu Adică Dunărea. își lăudau Da, frumusețile era zonei. cam obligatoriu. Nu cânta nimeni dacă nu se pronunța nu, cuvântul de Mehedinți, nu avea ce să caute la festivalul Cântarea României. Să conțină Mehedinți, să conțină Munți, să conțină Dunăre? Dunăre. Dunăre. Și atunci mi-aduc eu aminte când ne-au pus să cântăm într-un cor, Munte, munte, brat frumos, a plecat de vârst frumos, să se audă printre munți cântecul din Mehedinți. Ăsta a fost primul cânt, a fost capul de sediu la primul loc. Prima intrare. Munte, munte, brat frumos, a pleacă-s de vârf în jos. Munte, munte, brat frumos, a pleacă-s de vârf în jos. Să mă urc în vârful tău, să mă uit în satul meu. Să mă urc în vârful tău, să mă uit în satul meu. Cam câți ani ați avut, să spun așa, lehamita astea vieții? Păi, 3-4 ani? cam vreo 2003, nu, 93, 93? 2007, Vreo 7 ani? da. Vreo 7 ani. Și era, credeam că nu o să mai Dar știți ce sunt prind sau să fiu curios? pe scenă. Dacă ați pățit dumneavoastră, în ăștia 7 ani, nu v-ați trezit cu telefoane de la foștii prieteni, colegi, că Nu, nimeni. nimic? Băi, Nimeni nu Vasile, se... pe unde mai cânti, ce mai faci Niciodată. și nimic? Și eu l-am sunat pe Petre în 2000. Vezi, atunci a fost... A fost o chestie, Da. adică v-a măcinat ceva, Nu. lipsea ceva Nu sau m-a cum a măcinat fost? nimic. Hai să spun ce s-a întâmplat. Deci Petre ajunsese la un album, nu mai știu ce album. 2000, Da. nu intrase cu Cănuța încă cu, nu, până... Nu, pentru... făcuse doar albumul Coace, Doamne, prunele. L-avea făcut. Aha, deci deja intrase bine în piața asta Crenguță mare. cu ramuri frânte avea albumul. Și l-am Aha. ascultat, am văzut numărul de telefon. Aveam primul meu telefon, era de la Greu, cât o cărămidă. Siemens de la mai cu antenă Da, sau ce îl era puneam el, da. într-un locșor și stătea acolo, cum stau stațiile acum. Ca la Da. poliția. Și zic, păi, să-l sun pe ăsta, să văd dacă mai Nu și... mai știi? Exact asta, am zis, băi, să văd dacă își mai aduce aminte de mine, cum plan prin festival. Și să văd dacă e fasonat. Mă gândeam eu așa Cel mai singur. important. Da, dacă e fasonat, îl felicit și nu mă retrag frumos că nu mi-a plăcut să... De când mă știu, nu mi-a plăcut Să să vorbesc. insistați Da. să... Și îl sun. Alo? Da, și îmi zice, da, cine l-a trimis? Spun, sunt Vasile Cioban. Bă, nebunule, ce Bă, fac? ce faci, Pic, bă? când l-am auzit așa, parcă mi-a dat tarif să zbor. Deși nu vorbisem de când ne salutasem. Dar luați-ți în calcul faptul că să spună da și ce vrei, ce... Vă Da, gândiți... sau sună-mă mai târziu că nu mi-aduc Sau te aminte sun eu, cine sau te ești, te sun sun eu. eu și asta era clar. Dar cu stilul specific, fii numele Da. lăudaș, Zic, ce faci? țărâna ușor. Păi nu, Ce când nu mai faci, auzi mă, de tine, ce Vasile? faci? Unde ești? Bine, i-am spus, sunt la Malovăț, sunt bine. Tu mai cânti? I-am spus că nu mai cânt. Piese mai ai? Păi m-a luat tare. Direct. Și nu, mi-a zis, piesele le mai ai? Că știa că Știa eu piesele știam care piesele mergeați pe care acolo, pe cântam acolo, da. în festivalul, că erau piese proprii. Și zic, da, că nu l-am dat nimănui. Mâine să vii la Târgu Jiu, că vreau să-l imprimi. Băi, atât de repede, atât de direct a Să fost. imprim, nu să vorbim, să ne Nu, vedem, să să imprim. imprim. Și eu, după ce am terminat discuția cu telefonul, de ce eram așa de Mă, buimăcit? De ce ce a nu vrut să-mi venea să spună, cred? ce... Cum să imprim? Unde să imprim? Ca și cum mi-a spune eu... Mâine vine să-ți dau o casă, ceva de Da, genul ăsta. deci nu. Și l-am mai sunat odată mai pe seară. Păi spune-mi despre ce e vorba, că chiar nu înțeleg. Bine, vino la Târgu Jiu și ți explic eu. M-am dus la Târgu Jiu și... Cred că toată ziua am cântat. Singură, așa. Nu, îi plăcea să-i cânt. A Da, doua el îmi zi, punea, da, acolo. mă punea. Cântă, cântă. Ce cânte ce mai? Păi uite, așa. M-a pus, am cântat o grămadă de cântece. Cântam și eram nebunii să-i cânt și cântece de la Marie Lătărețu. Și spunea să-mi cânt și cântece care n-au mai fost. I-am cântat și cântece care le creasem eu, așa, din plăcerea mea. Mi-a zis, uite, eu vorbesc să imprim. Și faci 16 cântece la Oltenia Star. 16 piese. 16 piese. Doamne ferește! Da.